prin aceste rezultate dumneavoastră, vă onorați părinții care v-au stat alături și vă susțin în tot ceea ce faceți, vă onorați profesorii, fără de care poate n-ați fi ajuns la aceste olimpiade și la aceste rezultate, vă onorați școala unde învățați și onorați orașul în care trăiți, reprezentați de fapt unde vă duceți, reprezentați Sibiu. Eu vă felicit pentru aceste rezultate și vă felicit pentru maturitate. Eu consider că este o dovadă de maturitate să înțelegi de la această vârstă fragedă de care aveți voi, cât rolul și rostul învățăturii în viața noastră. Sper că învățătura vă va aduce acolo unde vă doriți și toate visele legate de viitorul vostru să vi se deschidă. Sunt foarte emoționată ca reprezentanta inspectoratului școlar județean. În primul rând, simt mândrie pentru faptul că avem atât de mulți copii buni, copii performanți, avem cadre didactice de valoare. Se pare că școala Sibian a crescut și pe timpul mandatului meu vreau să crească și mai mult ca și valoare, ca și performanță. Chiar dacă și inteligența este importantă în aceste domenii, munca este factorul decisiv. Eu am muncit foarte mult pentru aceste două olimpiade, în primul rând pentru că mă pasionează atât chimia cât și celelalte științe, numai că într-o măsură mai mică, și am zis că să încerc să devin foarte bun, pentru că o să mă ajute în viitor acest lucru. Ce te motivează? Ce te, împinge de la spate? Păi, în primul rând este pasiunea pentru aceste obiecte. Dar aș putea să zic că și părinții m-au ajutat foarte mult să-mi dau seama că ar trebui să merg mai departe pe aceste lucruri și să mă străduiesc cât pot. Ce vrei să faci în viitor? Vreau să studiez medicina la Cluj. E greu, adică e multă muncă, presupune multă muncă și ambiție în general. Și sacrificiu de timp, de... Și de ce faci sacrificiul ăsta? Pentru că știu că să mă ajute pe viitor, știu că sunt de chestiile astea contează și pentru facultate și pentru mine, satisfacția mea personală. Chestiile astea le știi tu sau ți-au fost insuflate de cineva? Profesor, părinți? Le știu eu, părinții mei nu pot să zic că mă împing de spate, du-te, trebuie să particip neapărat. Ei mă încurajează să fac ce vreau eu. Că aș putea să merg, de exemplu, și la alte olimpiade, dar am ales engleza pentru că îmi place. Adică ei nu mă obligă să fac nimic. Ce vrei să faci în viitor? Medicină. Că nu este foarte greu să fii premiat. Este o mare bucurie și o plăcere. Este oarecum o obligație morală pentru noi cei tineri să ne pregătim, pentru că noi suntem cei care organizăm viitorul, iar în mâinile noastre stă cheia succesului.